Proverbele, capitolul 22. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe barjocoitor și cearta se va sfârși, neînțelegere și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curbelor este o groapă adâncă, pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va dezlipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi înăuntru tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu azi, da, pe tine. N-am aștenut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu despuia pe sărac pentru care este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i dispoaie. Nu te împreteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Psalmul 106. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Adu-ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința ta pentru poporul tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul tău ca să văd fericirea aleșilor tăi și să mă bucur de bucuria poporului tău și să mă laud cu moștenirea ta. Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar el i-a scăpat din pricina numelui lui ca să-și arate puterea. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor, n-a rămas unul măcar din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele lui și au cântat laudele lui, dar au uitat curând lucrările lui și n-au așteptat împlinirea planurilor lui, ci i-a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, sfântul Domnului. Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan
și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. Focul le-a prins ceata și flacăra a mistuit pe cei răi. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Și el a vorbit să nimicească, dar Moise, alesul său, a stătut la mijloc înaintea lui, ca să-l abată de la mânia lui și să-l oprească să-i nimicească. Ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul Domnului, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul lui. Atunci el a ridicat mâna și a jurat că îi va face să cadă în pustie, că le va dobori sămânța printre neamuri și va împrăștia în mijlocul țărilor. Ei s-au alipit de Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o urgie a izbucnit între ei. Dar Fineia s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam pe vecie. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor, că s-au răzvrătit împotriva Duhului lui și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei, și au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicilor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan, și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. I-a dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei. Vrăjmașii lor i-au asuprit și au fost smeriți sub puterea lor. El de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. Dar el le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. A strânit pentru ei mila tuturor celor ce îi țineau prinși de război. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie, și tot poporul să zică, Amin, lăudați pe Domnul. Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe cărări neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Suferau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umblut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile.
Oh, de a-L lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfârmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâsele pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna ca să ridice valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc. Sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătineau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează o goare, sădesc vii și culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și îi face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Psalmul 108. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deșteptați-vă, alăută și arfă. Mă voi trezi în zor de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne. Te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea Ta și se înalță mai presus de ceruri. Iar credincioșia Ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava Ta peste tot pământul, pentru ca prea iubiții Tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui. Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu Manase, Efraim este întăritura capului meu și Iuda, toiagul meu de cărmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl. Mi-arunc încălțăminte asupra Edomului, strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lăpădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari sprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Psalmul 109. Dumnezeul laudei mele, nu tăcea, căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare, îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă, mă înconjoară cu cuvântări pline de ură și se războiesc cu mine fără temei.
Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune, ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui, când va fi judecat să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i o ia altul, să-i rămână copiii orfani și nevastă sa văduvă, copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să-și cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui. Nimeni să nu mai țină la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui, urmașii lui să fie nimiciți și să li se stângă numele în neamul următor. Nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducerea minte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, pentru că nu și-au adus aminte să facă îndurare, pentru că au prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită. Îi plăcea blestemul să cadă asupra lui, nu-i plăcea binecuvântarea să se depărteze de el. Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrunde ca apa înăuntru lui, ca unde lemnul în oase. De aceea să-i slujească de veșmânt ca să se acopere de încingătoarele cu care să fie totdeauna încins. Aceasta să fie din partea Domnului plata vrăjmașilor mei și a celor ce vorbesc cu răutate de mine. Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta. Izbăvește-mă, sunt nenorocit și lipsit și mi-e rănită inima înăuntru meu. Pierd ca umbra gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă, mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a slăit trupul de slăbiciune. Am ajuns de ocarea lor, când mă privesc ei, dau din cap. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu, scapă-mă prin bunătatea Ta și să știe că mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta, măcar că ei blastă-mă, Tu binecuvintează, măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntați, iar robul Tău se va bucura. Potrivnicii mei să se îmbrace cu ocara, să se acopere cu rușinea lor cum se acopere cu manta. Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, îl voi mări în mijlocul mulțimii, căci El stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce l-o sândesc. Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduce oștirea cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor. Vine tineretul tău la tine ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchizedec. Domnul, de la dreapta ta, zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâul în timpul mersului. De aceea își înalță capul.